Bun găsit! Sunt Bianca Cucoș, editor raportul de gardă.ro, iar în viziunea mea, inovația anului 2018 este reprezentată de terapiile CAR-T. Terapie celulară, terapie genică și monoterapie într-un singur tratament. Așa au fost descrise terapiile CAR-T de către experții ASCO. Peste 240 de studii clinice care examinează terapiile CAR-T sunt derulate în prezent și demonstrează rate de remisiune impresionante, de până la 94% pentru mai multe tipuri de cancer. Raportul de gardă a marcat în exclusivitate cele mai importante momente care au însoțit aprobările celor două terapii în Statele Unite și în Europa, oferind perspective asupra schimbării de paradigmă în abordarea cancerului. Tratarea cancerului după profilul genetic și nu după localizarea tumorii a reprezentat unul dintre marile obiective ale medicinei de precizie. Larotrectinib este o terapie țintită eficientă în 17 tipuri de cancer în care este evidențiată fuziunea TRK și este considerat un medicament deschizător de drumuri, despre care s-a spus că reprezintă visul oricărui om de știință devenit realitate. În prezent este singurul inhibitor pan-TRK selectiv și este primul folosit într-adevăr într-o manieră tumor-agnostic. Aprobarea sa de către FDA printr-o procedură accelerată demonstrează că intrăm într-o nouă era a tratamentului cancerului, în care testarea biomarkerilor devine absolut necesară. Și pentru bolile rare, manipularea genelor se dovedește o soluție cu potențial curativ. Luxturna este prima terapie genică aprobată în Statele Unite și Europa pentru tratarea unei boli congenitale, ce determină orbire. Dacă anterior pacienții cu această formă rare de distrofie retiniană nu aveau nicio variantă terapeutică, iar șansele să poată vedea vreodată erau minime, Luxturna a demonstrat o îmbunătățire a funcției vizuale la 93% dintre pacienții tratați. În 1994, reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății declarau că hemofilia va fi vindecată până în anul 2000. 23 de ani mai târziu putem afirma, în sfârșit, că suntem mai aproape ca niciodată de vindecarea hemofiliei prin terapii genice. Raportul de gardă.ro a prezentat cele mai importante studii care arată că, utilizând terapia genică pentru tratarea hemofiliei B, episoadele hemoragice s-au redus de la 1 pe lună la mai puțin de 1 pe an. Toate aceste terapii menționate au fost aprobate într-un ritm accelerat, iar noi studii continuă să apară. Din acest motiv, accesul pacienților și societății în general la cele mai noi informații este esențial. Conform ediției 2018 a studiului Atitudini și percepții despre cancer în rândul populației României, realizată de Centrul pentru Inovație în Medicină și compania IMAS, nivelul de informare asupra inovației în oncologie a crescut cu aproape 15% în ultimii 2 ani. 58% dintre români consideră că prevenția și tratamentul cancerului ar trebui să fie prioritatea României la președinția Consiliului Uniunii Europene 2019.